Bună ziua, capitolul 5, începem cu versetul 1, deci să rămânem la locul care a fost citit, pentru că în momentul în care s-a citit și altul, dumnezeu de noastră s-a dispersat și nu rămânem cu prea mult din ceea ce s-a spus. Împrejurarea aceasta, despre care ne vorbește aici cuvântul lui Dumnezeu, s-a petrecut cu aproximativ 550 de ani înainte de venirea Domnului Iisus în Sfântul Pământ. Mă gândesc că este foarte important să spun că știu că numele de Naaman înseamnă plăcut, înseamnă agreabil. Numai că atunci când i-au dat numele, probabil copilașul chiar era așa, plăcut și agreabil. Acum a venit suferința. Nici nu e nevoie de multe ori să vină suferința, că dintr-o dată apar riduri pe fața noastră, se albește totul nostru, și gândiți. Este așa cum citim în Eclesiastul 12 despre trecerea aceasta peste ființa noastră. Acesta este drumul. Dumnezeu îngăduie ca să stăm un număr de ani pe pământ și vrea ca să trăim pentru El, eficient, viața aceasta. La ce bun că Naaman era generalul de armată, era, dacă putem spune așa, un doilea om după împărat, era cel care avusese mari izbânzi în luptele pe care le-a dus, era, așa cum auzeam, într-o uniformă, dar acasă când ajungea și își dezbrăca uniforma, ce să faci? Rana lepre. Și lepra era o boală incurabilă și, după câte știu, este și astăzi. Nu s-a găsit un leac, un vaccin, ceva pentru această boală. Este cumplită. În Scriptură, lepra împătrișează păcatul. Așa după cum lepra, atunci când cineva avea această boală, făcea ca oasele să se deformeze, să-ți cadă carnea, așa face și păcatul, nu în trup și în trup, adică nu trebuie să vedem lucruri altfel, dar mai cu seamă în suflet. Face o lucrare distrugătoare, o lucrare rea. Omul se depărtează de Dumnezeu și uită că Dumnezeu este creator și continuă să trăiască în păcat. Naaman n-avea bucurie. Cum să ai când ai lepră? Orice ai face, orice hotărâre, orice decizie ar fi luat, se gândea ce rău este. Nu ne va fi mai rău. Pentru că microbul acesta al leprei înainta, pe zi ce trece, era foarte cumplită și este și astăzi. Am întâlnit și eu odată un om, eram într-o adunare în țară, la Mucești, și mi-aduc aminte că fratele care a vorbit în urmă mea a vorbit despre locul acesta, așa am continuat și la urmă a venit și a dat mâna cu mine și a spus, eu am avut lepră. Acum nu știu în ce fază, în ce stadiu, dar dânsul așa spunea că a avut și că a fost bine. Dumnezeu știe. Dacă n-am luat până astăzi doar cel micro, înseamnă că probabil că era vindecat. Pentru că am dat mâna cu Dumnezeu. Mă gândeam că Duhul lui Dumnezeu a aranjat ca dimineața aceasta să auzim despre această fetiță. Vă dați seama ce a fost în inima ei, nu știu ce vârstă avea, să fie luată din țara ta, dintre prietenele pe care le avea pe ulița localității unde era sau pe stradă, mă îndoiesc că era atunci o stradă, în sfârșit să fie luată și dusă roabă într-o casă. Orice ar fi făcut, gândul era acolo, la țara ei, la oamenii cu care se întâlnea, cu care vorbea, la colegele sau colegii ei, dacă erau într-o școală atunci, nu știu. Important e că inima ei bătea pentru țara lui Israel. Și acum era roabă într-o casă străină. Și când aude că stăpânul Naaman are boală, nu zice, așa-i trebuie, așa e firea noastră construită, să ne răzbunăm, să ne căutăm sigur dreptatea. Nu putea să facă mare lucrări, o roabă, o fetiță, o copilă în casă.
dar ar fi putut să tacă și să nu spună despre remediul acesta, despre omul lui Dumnezeu. În schimb, nu face așa. Găsește că este potrivit atunci când vede că stăpâna ei a venit în două brați, cum ar fi că întreabă discret, dar ce s-a întâmplat? Și într-o zi spune, uite, are două brați. Suntem într-o situație destul de cumplită. Și pe câța nu stă pe gânduri. Ea se face utilă. Ea spune despre ceea ce știe, despre omul lui Dumnezeu, care putea să-l ajute pe stăpânul, pe Naaman. Ce frumos! Și mă gândeam, când s-a citit, că mai este o fetiță în Scriptură, prin îndurarea Domnului am citit și dimineață tot despre o fetiță, acel dintre dumneavoastră care a spus, avea 12 ani, fica lui Iair, și a venit. Și Domnul Iisus a înviat-o. A înviat pe fica lui Iair, a înviat pe tânărul acela, fiul vădvei lui Iair, și a înviat pe Lazar, așa cum am auzit. Trei cuvinte. Lazare, ieși afară! Și era mort de 4 zile. Și era într-o stare de descompunere. Și a ieșit afară cu mâinile și picioarele legate, cu pășii de pungi, așa cum era obiceiul să fie îmbălsămat și puși în mormânt. Trupurile care deja se despărțeau de tot ceilalți. Trupurile care au intrat în moarte. Lazar iese afară. Ce mare e puterea lui Dumnezeu! De fapt, nu trebuie să gândim prea mult. Ne-a creat din țărâna pământului, a pus în noi suflare de viață, într-o zi vom pleca de pe pământ și la învierea de apoi, cum găsim scris în Apocalipsa, toți morții mari și mici vor sta înaintea Domnului Iisus. Discutam odată cu cineva despre problema aceasta și spunea, spune-mi mie ce se întâmplă cu cel care a fost dus la crematoriu, a fost ars, și s-a dat familiei doar un morcanel cu cenușe. Nu se știe dacă era lui sau lui cel care a fost ars înainte. Asta mai puțin contează. Spune-mi ce se întâmplă. Sau dacă cenușa aceea a fost aruncată pe mare. Că unii zic așa, trebuie să nu mai se știe. Aruncată pe mare. Și am spus, nu știu, eu știu doar ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Și ce spune? Păi spune că vor sta morții mari și mici înaintea lui. Păi cum? Păi uite, prin puterea lui. Când am venit în lumea aceasta, am venit nimic aproape. Așa ne-a creat. Ce mare e puterea lui Dumnezeu! Spunea David într-o atitudine de reverență înaintea lui Dumnezeu în Psalmul 139. Tu știi când stau jos și când mă scol și de departe îmi pătrunzi gândurile. Acesta este Dumnezeu. Sau spunea el tot în acest psalm, când nu eram decât un plod vălăchit, ochii tăi mă vedeau și în cartea ta erau scrise toate zilele care mi erau rânduite, mai înainte de a fi fost vreuna din ele. Acesta este Dumnezeul creator, aproape știutor, omniscient, Dumnezeul puternic. Va aduce într-o zi, poate spunea acel coleg al meu, păi dar dacă a fost mâncat de un pește, înghițit de un rechin, cum să-l mai aducă înapoi? Nu te zbate prea mult și nu-ți folosi prea tare mintea că Dumnezeu va aduce înapoi. Cum? Nu știu să-ți spun, dar într-o zi morții mari și mici vor sta înaintea scaunului de judecată a lui Dumnezeu, a tronului aceluia mare și alb, așa cum scrie cuvântul lui Dumnezeu. El va chema pe oameni și vor fi acolo. Și vor avea parte de judecata lui Dumnezeu, ca să nu mai ajungem la judecata aceea, dacă tot am vorbit despre aceasta. Domnul Iisus a spus în Matei, capitolul 5, în Ioan, capitolul 5, versetul 24, spune Mântuitorul așa, adevărat, adevărat vă spun, că cine ascultă cuvintele mele și crede în Cel ce m-a trimis, are viața veșnică și nu mai vine la judecată, ce a trecut din moarte la viață. Aceasta este puterea care răzbate din Evanghelie, din Domnul Iisus. Nu mai vine la judecată. A trecut din moarte la viață. Dar de ce nu mai vine? Păi nu mai vine pentru că a trecut ieri. Se citea de dimineață din cartea profetului Isaia, din capitolul 53, despre Mântuitorul
cu mai bine de 750 de ani înainte de venirea lui în trup pe pământ, Isaia, sub inspirație divină, spunea aceste cuvinte. El a fost luat prin apăsare și judecată. A luat el judecata. A fost judecat el. Mânia lui Dumnezeu și dreptatea lui l-au pedepsit pe el, pentru ca noi să primim mântuirea. El a fost judecat în locul nostru. Aceasta este vestea cea bună a Evangheliei. Domnul Iisus a murit pentru păcatele noastre și a înviat pentru că am fost socotit neprihănit sau îndreptățit înaintea lui. Eu mă gândeam timpul, dacă îmi permite, pe care aș vrea să citim și poate puțin să acoperim de aici de unde a citit fratele Traian Doi Împărați, capitolul 5. Vreau să citim în continuare. Este foarte important să putem aborda textul complet și vom încheia capitolul. Citesc de la versetul 19, după ce Elisei a zis lui Naaman, du-te în pace, scrie aici ca și titlul, Gehazi lovit cu lepră. După ce a plecat Naaman de la Elisea și a fost la o depărtare bunicică, Gehazi, slujitorul Elisei, omul lui Dumnezeu, a zis în sine, iată că stăpânul meu a cruțat pe sirianul acela Naaman și n-a primit din mâna lui ce a pusese. Viu este Domnul că voi alerga după el și voi căpăta ceva de la el. Și Gehazi a alergat după Naaman. Naaman, când l-a văzut, alergând după el, s-a dat jos din car ca să iasă înainte și a zis, este bine totul? El a răspuns, totul este bine. Stăpânul meu mă trimite să-ți spun, iată că au venit la mine doi tineri din muntele lui Efraim, dintre fiii prorocilor. Dă-mi pentru ei, te rog, un talent de argint și două haine de schimb. Naaman a zis, fă-mi plăcerea și ia doi talanți. A stăruit de el și a legat cu doi talanți de argint în doi saci împreună cu două haine de schimb și a pus pe doi din slujitorii săi să-i conducă înaintea lui Gehazi. Ajungând la deal, Gehazi le-a luat din mâinile lor și le-a pus în casă. Apoi a dat drumul oamenilor acelora care au plecat. După ce s-a dus și s-a înfățișat înaintea stăpânului său, Elisei i-a zis, de unde vii Gehazi? El a răspuns, locul tău? Nu s-a dus nicăieri. Dar Elisei i-a zis, oare n-a fost Duhul meu cu tine? Când a lăsat omul acela carul și a venit înaintea ta, este oare acum vremea de luat argint, haine, măslin, vii, oi, voi, rob și oabe? Lepra lui Naaman se va lipi de tine și de sămânța ta pentru totdeauna. Și Gehazi a ieșit dinainte lui Elisei plin de lepră al zăpada. Mai numit că este util, este necesar să completăm citirea capitolului acestuia. De ce? Ca să vedem că avem de-a face cu un Dumnezeu care este sfânt, de trei ori sfânt și de șapte ori neprihănit. Cu un Dumnezeu care vede și știe totul. Ce contat ce gândise Naaman? Sigur, în mintea lui a gândit, băi, ce slab este stăpânul ăsta în Israel. De ce n-am beneficiat noi de ceea ce ne-a adus? Cum ne-a adus? Și oricum s-a vindecat Naaman. N-ar fi bine, n-ar fi fost bine să avem darurile astea ale lui așa de bogate. Am auzit aproape 5 miliarde. Oh. Ce ușor mi-a spus Elisei, n-am prea. Du-te acolo și când zice ea, să iau și eu puțin pământ. N-aș vrea să mai mă închin, știi, omului Dumnezeu, decât numai pe pământul acesta. Așa de tare s-a legat în inima lui de țara aceasta lui Israel și de vindecarea aceasta extraordinară care s-a produs cu el, încât a zis, eu vreau numai lui Dumnezeu să mă închin, doar să mă ierte Domnul meu atunci când merg cu stăpânul și așa cum am auzit. Și se sprijină pe mine în casa lui Rimon, doar acolo. Și n-am mai zis, nu te-mi face. Și Gehazi pierdea lăuntru lui și zice, cum să scap darul ăsta mare? Păi normal. Dacă Domnul a adus omul, n-a stat bine la noi. Gehazi avem numai lipită de bunurile astea. Spuneți-mi, dacă are un om 70 de kilograme de aur și
tot atât a ajuns la toate dubiile. Și cineva îi spune, ai o pancreatită. Am avut un frate din lumea ce mi-a spus de soția mea, să m-am întrebat. Are pancreatită, e așa de cum explicat, așa de mic pancreasul ăsta. Și își face treaba lui în organism. Dacă nu mai lucrează, nenorocire mare. Faci diabet, trebuie să faci insulină. Nu multe complicații. Vă dați seama, să-ți spună cineva, uite aici, toată camera asta, are vreo 4 metri cubi, să zic, partea din spate. Toate, wow, nu mai e rol dacă deschid, totul e galben și frumos. Și îți spune, dar ai și niște tumori. E foarte greu. Ce ți alegi? Îți alegi omul? Cred că nu mai un om părinte care spune. Așa alege omul. Nu. N-am nevoie de aur, am nevoie de sănătate. Așa a gândit Naaman atunci când vine gata să dea aceste daruri. El avea nevoie de vindecare. Sigur că dacă ar fi să ne întoarcem la el, ar trebui să zicem cât de sofisticată este mintea omului. Cum se răzbună, se mânie când aude de cufundarea în Iordan de 7 ori. Și, într-adevăr, Iordanul este o apă tulbure, de fiecare dată, nămoloasă, se revarsă de multe ori peste maluri și de acolo pământ, nisip, aluviuni, care Iordanul mereu spre Marea Moartă. Cum să mă duc la Iordan? Păi aveam ape așa de clare, așa de pure, așa de bune, poate chiar potabile la mine, Abana și Parpar. De ce să îmi spună asta prorocul? De ce să nu vină la mine și să mă atingă sau să facă așa cum auzeam un ritual la mine? Ce greu este omul, cât de complicat e mintea lui atunci când îi se oferă ceva în schimbul la ceva. Ți se oferă vindecare în schimbul la crede și a face ce ți-a zis prorocul. Și el a făcut convins de atâta de slujitori să se cufunde o dată, de 3, de 5, de 7. Și când a ieșit, a zis, cred că pe drum și acasă și apoi după aceea se va fi gândit ce greu mi-a fost, de ce m-a dus de prima dată? Așa este și cu mântuirea. Omului se pare că e prea ușor să fie mântuit. Așa cum auzeam de medicul acela, mai bine să ducă cu formagajul la biserică, să facă și el ceva. Păi bine, Dumnezeu nu vrea să facem noi decât un singur lucru, să ne aplecăm jos, într-o atitudine de închinare, în țărână, înaintea lui și să recunoaștem că suntem nimic și că e nepotul. Că El poate să dea mântuirea fără bani și fără plată. Aceasta nu înseamnă că nu l-a costat nimic, ba din potrivă, viața lui sfântă. Și spunea Mântuitorul, eu îmi dau viața pentru oile mele. Nu le ia nimeni cu sila, o dau de la mine. Și pot să o iau iarăși. Ce mare a fost el. Nu gândeam un pic să punem lucrurile așa, textul acesta nu se spune despre acel genazii, ce inima a avut. Ce legat era de lucrurile de pe pământ. Poate nu mi se spune tot, poate au fost și alte episoade în viața lui când a dorit bunurile acestea de pe pământ. Cum îl va fi ajutat omul Dumnezeu să privească spre cer, să vadă la comorile acelea veșnice? Și cât adevărat este ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu, că unde este inima noastră, acolo este și comoara noastră. Dacă inima noastră este legată de casă, de bunuri, de proprietăți, atunci acolo e totul pentru noi. Domnul vrea să ne lege de cer, de fericirea veșnică, de lucrurile care sunt netrecătoare, care sunt veșnice, să ne lege de acestea. Și a primit o lecție la Aman de azi. A zis, mă duc și a văzut, a inventat o minciună, ce zic, au mâncat lucrurile, le-a pus cap la cap, au venit și oameni, au nevoie de haine de schimb, iatem, prorocul ne dă hainele acestea, uite, n-ai vrea să-l inventari, și o să spune, mai ia și asta, mai ia și asta, mai ia din, are 70 de kilograme, mai ia, ca să ai acolo din aia. Am mai putut să se bucure de ele în perioadă. Mai am mai putut. Pe când te uiți la tine, când ai lepră. Când ești izolat de ceilalți, ce să faci cu aurul? La ce să-l folosești? Că nu-ți ajută la nimic. E ca și când ai avea un kilogram de inox. Ar fi la fel.
sau de, nu știu, al metalului, mă țăi, vine aliat. Ce să faci cu el? Nu cește, e frumos, nu corobează, dar nu te ajută. Că ai lepră. Lepra lui Naaman să fie peste tine. Ce pedeapsă. Și pentru cei după tine, că probabil Dumnezeu nu e nedrept. Zice că pedepsește păcatele părinților în copii până la al treilea și al patrulea neam. Cât de atenți trebuie să fim? Și cum trebuie să ne gândim să nu ne jucăm cu Dumnezeu, să nu ne jucăm cu mântuirea? Sunt lucruri foarte importante care trebuie să ne cerceteze viața noastră. Avem astfel de momente când gândim ca și Gehazi. Ar fi bun. Și lucrul ăla ar fi bun. Pe lângă ta, să ție de ajut, de folos, să ție necesar. Dar mai necesar decât legătura cu Dumnezeu, ce poate să fie? Ce poate să fie decât mulțumirea aceea că-L cunosc pe El? Spunea Pavel, să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui și să mă fac asemenea cu moartea Lui. Asta aș dorea. Păi dar nu-L cunoști? Sfântul Apostol Pavel era cel care învățase la picioarele lui Gamaliel. Era cel care era un farisee și cunoștea primele cărți ale Bibliei, care era în stare să învețe pe alții. Nu-L cunoști? Așa de puțin. Să-L cunosc tot mai mult pe Domnul Iisus. Cu cât ne propunem să-L cunoaștem pe Domnul Iisus, cu atât avem perspectiva de a trăi viața Lui. Așa ne învață cuvântul în 1 Ioan, capitolul 2, versetul 6. Cine zice că rămâne în El, trebuie să trăiască și El cum a trăit Iisus, adică asemenea Lui. Gehazi s-a ales cu lepră. Nu s-a gândit cred că la asta. Atunci când te gândești cum să faci, cum să tipuiești lucrurile, cum să le aranjezi ca să obții ceva, nu te gândești la urmă. Aici e păcăleala diavolului. Nu te gândești ce va urma, te gândești doar la bunul pe care îl vei avea imediat. Dar la urmă nu s-a gândit. E bine să ne ajute Dumnezeu pe noi toți. Atunci când luăm o decizie, o hotărâre pentru a face ceva, să ne gândim și la urmă. Să ne gândim ce urmează dacă fac asta. Cuvântul spune, ce seamănă omul, aceea va și secera. Nu e drept Dumnezeu. Noi trebuie să fim atenți la viața noastră și să ne ajutăm. Spuneam că o altă fetiță la care m-am gândit, legat de fetița aceasta, roabă în casa lui Naaman, este fetița aceea pe care o găsim scris despre ea în cartea Exod, sora lui Moise, Maria. Ea urmărește coșulețul acela împletit de papură în care a pus frățiorul ei și este printre trestii. Oricând putea să vină un crocodil, nu? Și să mănânce copilul. Ea urmărește și când prințesa aceea îl duce pe copil la fica lui Faraon, ea poate să-i spună, vrei să-ți găsesc o doică? Și va merge și copilul va ajunge la mama lui, care va fi crescut până la o vârstă și va fi învățat ceea ce trebuia să fie învățat despre poporul iubit de Dumnezeu, poporul evreu. Așadar, și copiii folosește Domnul pentru lucrarea Lui. El are toate variantele, toate soluțiile și pe copii va folosi. A folosit odată pe un băiețel de care nu avea decât 5 pui și 2 pești în crestuța lui. Și Domnul a acceptat pâinile și s-a rugat și a frânt și a frânt și a frânt. S-au săturat 5.000 de bărbați afară de femei și de copii și s-au strâns 12 coșuri de părăgituri. Păi numai o pâine, dacă o rupi, să o faci părăgituri, nu se face decât un pumn. 12 coșuri. Aceasta este puterea lui Dumnezeu. Să fim și noi, ca și fata aceasta din casa lui Naaman, ca și Maria, sora lui Moise, fetița care a fost de ajutor, să fim ca și băiețelul acela, să facem ceva pentru el. E așa de mult de făcut astăzi pentru Domnul. Să răspândim Evanghelia, să ducem vestea bună. Sunt așa de mulți, spune o cântare creștină, sunt atâți ce în întuneric drumul drept nu-l mai găsesc. Sunt atâți. Atât de mulți oameni au nevoie ca să le spunem. Eu am fost vindecat, am fost tămăduit, l-am primit pe Mântuitorul, am primit viața veșnică.
Uite, trebuie și tu să îți predai viața Domnului Iisus. Trebuie să citești Scriptura, trebuie să te rogi. Să ne ajute El să fim mărturii ale Lui în lumea aceasta. Amin.